La Reșița, o fostă hală industrială a combinatului siderurgic va fi transformată într-un centru de excelență în prelucrarea metalului, domeniu în care Reșița are o experiență de 250 de ani. Startul procesului de reconversie a halei Minda a fost dat prin inaugurarea unui parc de sculpturi monumentale în metal. Printr-un show pirotehnic, sub semnul celor 250 de ani de foc nestins la Reșița și printr-o expoziție de sculptură monumentală ce cuprinde 6 lucrări în metal de mari dimensiuni, proiectate de artiștii Roman Cotoșman, Doru Covric, Ingo Glas, Peter Ieța, Aurel Vlad și Constantin Flondor, a fost dat startul proiectului de reconversie a halei Minda. Un artist are această capacitate de a merge cu mintea mai departe decât sine, mai departe decât timpul său, de a merge cu mintea și de a-și imagina lucruri care uneori se și întâmplă, dar atunci se întâmplă ca un fel de miracol. Astăzi la Reșița este un asemenea fel de miracol, pentru că astăzi 6 lucrări, 6 artiști și-au putut vedea această visare care poate să configureze lumi. Municipalitatea are planuri mari pentru Hala Minda. Clădirea din cărămidă pe structură de metal va trece printr-un proces de reabilitare și apoi de reconversie într-un spațiu de creație destinat atât artiștilor cât și elevilor de la Colegiul Tehnic. Planul nostru este următorul. Hala aceasta va suferi o reconversie, urmând ca în interiorul halei să aducem echipamente de ultimă generație, mașini cu comandă numerică, mașini de găurit, mașini de frezat, mașini de îndoit, de ambutisat, de sudură. Și atunci când nu vor fi tabere de sculptură la Reșița, și eu estimez că va fi cel puțin una sau două pe an, sper ca împreună cu Colegiul Tehnologic Reșițean să aducem aici o activitate de creație de mobilier urban, ne-am gândit la asta în prima fază. Proiectul are o valoare estimată de 6 milioane de euro, finanțarea urmând să fie asigurată din fonduri externe.